Ok, cum crezi că oamenii obișnuiți, inclusiv români, au ajuns milionari în spațiul ăsta de cripto? Aveau deja foarte mulți bani. nu bro, au speculat cu bani foarte puțin. În spații unde nimeni nu risca practic să intre. De ce? Că era frică. Ca la pariuri. Doar că și-au făcut temele foarte bine. De asta este o greșeală practic să compari pariurile cu spațiul cripto. De ce? Păi, sincer, n-am văzut până acum milionari de la pariuri. N-am auzit de nimeni. Poate doar dacă anterior erau miliardari. De exemplu, poate ai auzit de Vlad Stoica și mai sunt o grămadă de alți oameni care au făcut exact același lucru și n-au venit din familii foarte foarte, foarte bogate. Vlad Stoica, de exemplu, a plecat din Academia de Poliție. Așa că poți să iei Bitcoin în momentul ăsta să faci DCA cu el, să fii foarte conservator. E ok. Nu îți place riscul. Poate până în 2028 faci un 15-20X, cine știe. Dacă și cu parcă, și cu poate, și cu cicluri, și cu halvinguri. Pentru că dacă ne uităm pe chartul de la Bitcoin și dăm pe logaritmic, vedem exact cum creșterea este oarecum constantă. Dacă tragi o linie aici, fix pe mijloc, o să vezi cum crește, chiar dacă sunt scăderile astea masive. Ideea este că poți să prelungești chartul ăsta, logaritmic vorbind, cam în aceeași Manier. Bineînțeles că reward-urile nu vor mai fi la fel. Tocmai de asta nu așa s-au îmbogățit săracii. Poate dacă cumpărai Bitcoin la 10 cenți în 2010, atunci da. Dar nu vei face 100x cu Bitcoin. Poate vei face în 100 de ani. Nu știu, e greu de calculat, e greu de gândit. De exemplu, Bitcoin acum este la 0,7 trilioane de dolari. Sunt 19 milioane de Bitcoin pe piață în circulație. Hai să zicem că ar fi la 1 trilion și ar fi 20 de milioane. Asta înseamnă 50.000 de dolari pe Bitcoin. Ne mai ușor să calculăm așa. Ca Bitcoin să facă 10x de aici, ar trebui să ajungă în market cap la 10 trilioane. Asta înseamnă că un Bitcoin va ajunge de la la 50 de mii, la 500 de mii. 10 trilioane, da, nu e greu de atins, însă mai durează. Cât? Habar n-am. Dacă Bitcoin ar trebui să facă 100x de aici, înseamnă că ar trebui să adune capital în valoare de 100 de trilioane de dolari. Asta ar însemna că o monedă va ajunge la 5 milioane de dolari. Pare plauzibil? Da și nu. La 100 de trilioane de dolari ar trebui să înghită toată piața de imobiliare, toată bursa și toate bursele din lumea asta, tot ce înseamnă și mărfuri, aur, argint, petrol, gaze, etc. Să zicem cum o să facă chestia asta și apoi dacă ar trebui să mai înghită încă un 10X, ar trebui să ajungă la un quadrilion market cap, adică 1000 de trilioane. Asta înseamnă că trebuie să înghită tot. Orice de valoare pe lume asta trebuie să fie exprimată în Bitcoin și atunci, da, ok. Este posibilă asta doar dacă toată lumea asta converge spre faptul că trebuie să ne globalizăm odată și să acceptăm o singură monedă de schimb. Una care să nu fie manipulată de nimeni. Da, Bitcoin are potențialul să facă chestia asta, dar nu știm pur și simplu. Ok, ce știu? Știu că dacă am un market cap de 10 milioane de dolari, ca să fac 100X trebuie să ajung la un miliard de dolari. Dacă ne uităm la X-Infinity ce a făcut, de exemplu, acum ceva timp, x Infinity Infinity avea un market cap de 100 de milioane de dolari. Era deja măricel și a ajuns la 10 miliarde. Asta înseamnă direct 100x. De ce un de de joc a reușit să facă chestia asta. Cum naiba? Păi răspunsul este simplu, pentru că este folosit. Este ca un orice alt produs care este folosit de foarte multă lume. Sunt playeri care se joacă în fiecare zi și câștigă reward -uri. Cei mai mulți jucători zilnici, practic, erau undeva pe la 3 milioane și un pic. Doar că în martie anul ăsta a scăzut la 1 milion jumate. Era logic. De ce? Pentru că este un de joc. Și înainte de asta practic a fost și un hack de 600 de milioane de dolari și nu prea a prins foarte bine la fanii de la X-Infinity. Și bineînțeles nici pentru investitori. Deci la bază este un joc destul de nesemnificativ, dar a demonstrat. Și sunt oameni de prin Taiwan sau India care au salariu minim pe economie de 100 de dolari și și-au făcut după aceea cont în X-Infinity ca să se joace și câștiga undeva la 4-500 pe lună. E logic că oamenii au plecat de la joburile de rapu stând acasă după aceea să se joace X Infinity. Eu puteam, de exemplu, să cumpăr monstruleții micuți ca NFT și după aia să-i dau la închiriat către taiwanezi ăștia care se joacă toată ziua. Și eu puteam să fac din cauza asta de 3-4 ori mai mulți bani. Era ca și cum i-am angajat. Deci funcționează. Ok, de ce vorbesc despre un joc pe blockchain? Ce e un crypto game? De ce crypto game? Trebuie să ne gândim la ICO-urile din 2017. DeFi-urile astea se lansau pe bandă și lumea făcea o grămadă de bani la lansările publice. Plus că promiteau foarte mult, promiteau dobânzi imense. De exemplu, la e-gold câștigai la staking înainte și 30%. În momentul ăsta a ajuns la 12%, e logică scade. Și e logică față de un randament din bancă de 1%, nici măcar, este mult mai atractiv să mergi într-un proiect ăsta de DeFi. Așa că 5 ani mai târziu avem protocolul destul de mature care îți dau staking foarte bun, care încep să facă farming și îți dau reward-uri și mai mari. Deci ai foarte mult de ales, dar au câștigat foarte puține protocolul de genul ăsta. În concluzie, cred că sunt mult prea multe. Ethereum, că o să devină proof of stake, este deja tot pe DeFi, Avax, Solana, Ave, Cardano, Elrond, Polygon, plus că încă apar. Uite, hai să dau un exemplu, un protocol care doar ce a apărut. Se este Luzion Protocol și are 383.000% APR. Apar practic protocolul de asta care oferă foarte, foarte mult ca tu să te muți din protocolurile mature în cele noi. Și trebuie să-ți dea reward-uri ieșite de din comun, adică nu recomand nimănui, clar. Că trebuie să ofere ca la hapsin, că altfel nu are cum să te combine. Nu are cum să-ți bage degetul umed în ureche și să-ți placă. Te forțează oarecum să-ți cari capitalul dintr-un market cap matur într-unul mai micuț care are potențial de creștere masiv. Dar mare atenție aici. Nu recomand nimănui să facă chestia asta pentru că poți să nu fii conservator, dar ăsta este risc Imens. Ce mai probabil lucru este să pierzi bani. Ideea este că din 2021 a luat amploare partea asta de metaverse și crypto gaming, deci se nasc oportunități mereu în spațiu ăsta și trebuie să fii atent la ele. Suntem în stadiu de early adapters în gaming pe blockchain, crypto gaming, metaverse coins etc. Așa că din X-Infinity, din Sandbox, din Decentraland, pentru că au ajuns cât de cât la maturitate, investitorii foarte mari vor ieși practic cu capital să meargă în joculețe foarte mici, gen 1, 10, 100 de milioane de dolari în market cap total, așa cum a fost și X-Infinity cândva. Și ar trebui să gândim un pic ca un investitor mare. Dacă am, de exemplu, în momentul ăsta 1000 de dolari, vreau să investesc safe, nu știu, jumătate din sumă. Următorii 300 de dolari din bani ăștia ar trebui să investesc în protocoluri care îmi dau și venit pasiv, poate. O investiție mai semi-safe. Și apoi poate ăia 200 de dolari în ceva în high risk, high reward. Și dacă ne uităm un pic pe crypto s-a mai vorbit de jocul ăsta, unde am speculat să zic lejer așa, de la 2 cenți cât am luat eu, de aici nu se vede pentru că eu am intrat în pre și v-am explicat în multe alte clipuri cum se poate intra în pre sau în private sale -uri. și apoi a ajuns undeva, nu se vede pe CoinMarketCap, de fapt la 1 dolar, nu la 51 de cenți. Și am făcut undeva la 4000 de dolari în momentul ăla cu 10% din token -uri. Și bineînțeles, după aceea s-a dus la vale, pentru că creșterea asta de aici nu este naturală deloc. E logic e o speculație masivă. Și dacă ne uităm la market cap de la CryptoTanks, care încă nu este practic aprobat de CoinMarketCap, zace pe la 471 de mii de dolari, care este extrem de puțin. Deci are un upside foarte, foarte mare. Inclusiv dacă nu se lansează jocul ăsta practic și vin niște investitori să zică hai să facem niște bănuți, o să poată să facă o chestie din asta. Lumea când va vede o creștere parabolică, lumea obișnuită în general, se va alătura. E, noi aici practic practicăm opusul. Dacă toată lumea intră ca disperata, noi trebuie să ieșim. Aici m-am panicat și am ieșit. Și am băgat 1500 de dolari în jocul ăsta. Și am făcut aproape 4000 de dolari dintr-un simplu trade. Și mai am de primit 90% din criptomonede de-a lungul unui an de zile. Asta se numește vesting. Este o perioadă în care monedele pe care eu trebuie să le primesc sunt blocate și le primesc lunar sau trimestrial, sau depinde cum a fost practic înțelegere. Dar deja mi-am îmbogățit portofoliul cu încă 4000 de dolari și acum ce fac cu banii ăștia? Merg în alte două jocuri sau 3, să zicem. De ce? De ce aleg să risc în continuare? De ce nu scot banii și merg într-o vacanță? Nu merit. Eu de fapt nu aleg riscul, minimizez riscul. Am 10.000 de dolari, să zicem, și investesc în 10 jocuri, câte 1000 de dolari în fiecare. Unele fac bine, altele fac rău, dar unul dintre ele face 10x. 10x 1000 de dolari înseamnă 10.000. Cu 9000 de dolari profit Practic, pot să intru în alte 9 jocuri. Așa că mi-am dus portofoliul la 19 jocuri. Apoi, altul dintre asta face 20X. Pot să mă duc și în alte jocuri, în 30, în 40, etc. Să zicem că sunt 1000 de jocuri totale în momentul ăsta lansate sau se lansează. Eu ce fac diversificând, practic, portofoliul meu, în 10, 20, 40, 100 de jocuri. Nu fac decât să acopăr din ce în ce mai multă suprafață ca să fiu asigurat că oricare dintre ele poate să facă 100X, de exemplu, sau 1000X. Eu, neavând de unde să știu, am șansa să fiu deja în jocul ăla. Tocmai de asta prefer să diversific portofoliul. Că dacă din 100 de jocuri în care am investit, doar 5% ajung la succes, chiar și un succes mai mic decât X Infinity, nu vreau să fac o 1000x neapărat, dar și 100x dacă fac 5 joculețe din alea, deja sunt multimilionar în maxim 2 ani de zile, ăla e cel mai lung vesting pe care l-am în momentul ăsta într-un joc. Dar niciodată nu voi ști care dintre ele va merge spre lună, pentru că în majoritate vor avea probleme la lansare, nu vor livra ce au promis, alte ori echipa se va răzgândi, se va muta în alt proiect și eu pur și simplu nu am de unde să știu, de asta v-am zis, nu investiți în ce investesc eu. Deci este ca și cum să reia perioada asta din 2016-2017 cum spațiu total nou care vine practic din tot din partea de cripto. Deci așa văd de eu în momentul ăsta oportunitatea asta de investiții în crypto gaming și metaverse coins. La nivel de investiții, pentru că totul este speculativ în momentul ăsta. Nu avem niciun metavers. Crypto gaming-urile de abia de abia se lansează. Și unele dintre ele sunt chiar penale, dar ideea de bază este că se pot face bani mai ales acum, până să livreze produsul. Pentru că după ce livrează produsul și vin milioane de jucători să se joace, deja este prea târziu să intri. X Infinity a făcut crash de la 160 de dolari la 40. Adică a picat cu 75%. Deci în bear market dar Cripto începe să fie folosit în viața de zi cu zi. Companii și state adoptă Bitcoin ca legal tender sau pur și simplu pune Bitcoin pe balanță ca o strategie de trezorerie. Pentru că tu produci bani practic care se devalorizează și trebuie să faci ceva cu banii aia, tu ca și companie. Dar dacă tu nu mai poți să dezvolți pe piața aia pentru că ai saturat piața, nu mai ai unde să te mai extinzi. Ce faci cu surplusul de bani? Trebuie să mergi să-i riști. Unde îi riști? E, alții cumpără alte companii, alții își dezvoltă mult prea mult compania actuală și așa ajung în faliment. Alții au fost inteligenți și au adoptat strategia de cripto. În plus, firme mici și mari se conectează cu blockchain-urile în prezent. Uite, de exemplu, FIFA se parteneriază cu Algorand și vor construi pe blockchain lor. Ce? Bazele de date. Este ca și cum ar cumpăra o clădire într-un spațiu cibernetic, în care să-și țină toată documentația și toate datele și toți banii. Clădirea aia din spațiu cibernetic este împărțită în milioane sau zeci sau sute de milioane de cărămizi, care ar putea fi monedele sau tokenurile. Care cărămizile astea pot fi cumpărate la liber de publicul larg și tranzacționate. Asta înseamnă că valoarea poate să fluctueze. Asta avem practic în volatilitate. Și în clădirea aia, practic nu ai un limită. Pot să vină o grămadă de alte companii să își construiască acolo bazele de date. De ce? Pentru că nu este o clădire fizică limitată, este o clădire în spațiu cibernetic care este foarte, foarte divizibilă. Sute de milioane de cărămizi care pot fi divizate și ele în sute de milioane de bucăți din cărămizi. Uite o altă știre despre Square Enix. Au vândut trei dintre studiourile lor vestice pentru a-și finanța investițiile viitoare în spațiul blockchain. Au semnat un deal pentru 300 de milioane de dolari cu Embracer Group, care va prelua de la ei următoarele IP-uri. Tom Rider, Dux X, nu știu cum se citește, Legacy of Kane și Tim. Și Square Enix și a început campania asta pe blockchain din martie 2021. Și au creat de pe atunci asset digitale pentru un joc care se numește Million Arter. Deci e clar că multe companii din anumite domenii din astea încep să migreze în spațiu cripto să se folosească de blockchain și să scaleze afacerile. Și sunt sute, chiar mii de știri de genul ăsta lunar. Bănci care intră în cripto, proiecte de imobiliare care intră în cripto, proiecte cu energie regenerabilă, afaceri micuțe. Doar că piața asta de gaming este presărată cu 3 miliarde de useri, din care sincer în momentul ăsta doar companiile produc bani, pentru că lansează un joc, la Lansează și hardware-ul pe care se joci, mai lansează poate un scaun pentru gaming. Ei fac bani, tu nu faci bani. Poate sunt 0,000001% din toți oamenii ăștia care sunt gamer declarați care fac bani cu adevărat. Prin streaming, își creează audiențe măricele, fac parteneriate cu jocurile sau fac parteneriate cu Coca-Cola și își pun un mini frigider în care ei mereu au Coca-Cola și beau pentru că se joacă în fața milioane de jucători. Deci acum prin crypto gaming se deschide piața către publicul larg de 3 miliarde de oameni. Și hai să-ți dau un exemplu numerale pentru că s mai întâmplat chestia asta, se întâmplă am mai dat exemplele astea, Uber și Airbnb. De exemplu, Uber a deschis piața pentru conducătorii de mașini care pur și simplu țineau mașinile degeaba. Nu trebuiau să fie taximetriști neapărat. Deci dacă vrei să faci bani conducând cetățenii din punctul A în punctul B, trebuia să fii taximetrist. Să ți vopsești mașina galbenă, să scrii mare taxi pe ea, să începi să spari semințe, să te îngrași și după aia să înjuri cetățenii. Uite așa, Uber a venit cu o aplicație digitală care ți-a permis ție, tu cel care are mașină și stă de degeaba, să te conectezi la grid, adică la rețeaua de conducători auto de la Uber și să conduci cetățenii pe aici pe acolo să faci bani 3 ore pe zi. La fel și Airbnb. Aveai practic o cameră care stătea degeaba și ai vrut să o închiriezi în regim hotelier. Nici o aplicație digitală nu îți permitea să faci asta până a apărut Airbnb. Mult mai scalabil. Deci practic a deschis piața pentru oameni care nu erau interesați să facă lucrurile astea înainte sau nu puteau. Așa e și partea asta de crypto gaming. Sunt mulți gamer la nivel mondial care nu produc nimic. Iar eu din cauza asta m-am băgat în peste 30 de joculețe cu bani. Dar urmează vremuri foarte grele pentru că încă suntem în faza de development masiv, adică mai avem de demonstrat la capitolul ăsta. Și este posibil să intrăm într-un bear market, de asta este bine să ai bani de pe acum. Și bineînțeles să produci bani constant, adică să poți să investești constant. Ideea este că următorul halving de la Bitcoin este în 2024. Precedentul a fost în 2020 și toată lumea știe ce s-a întâmplat după halvingul ăla. Am avut creștere parabolică de la 9000 de dolari pe Bitcoin la 69.000. Tocmai de asta în următorii 3-4 ani exact aici mă uit în partea asta de crypto gaming pentru că o văd exact ca anii 2016-2017 ca și creșteri. Văd spațiul ăsta să facă 50-100x lejer, tot spațiu. Dar unele proiecte vor performa excelent gen 1000x și altele vor intra în asta este. Până atunci trebuie să cauți, să te documentezi, să produci bani și să intri cu bani. Nu ți place? Ok, fii conservator, bagă bani în altă parte. Dar asta este o oportunitate pe care eu o văd acum, de asta am intrat ca un dement, pentru că variante practic ai destule mai conservatoare. Aici văd eu practic oportunitățile cele mai mari, dar bineînțeles cu risc major, exact cum ți-am explicat, pentru că nu știu care dintre ele vor ajunge de super succes. Și te rog să mă scuzi pentru asta, dar nu-mi pasă ce faci cu banii tăi. Așa cum nici ție nu-ți pasă ce fac cu banii mei, important ca fiecare să-și vadă de strategia lui. Pentru că dacă ai succes într-un joc în care ai investit. Și ce aflat de la mine este doar meritul tău. Nu vreau credențiale acolo, nu vreau să mă lauz, nu vreau să mă ridic în slăvi, nu-mi pasă, vreau să-mi iasă investițiile și vreau să-ți iasă și ale tale, dar trebuie să gândești pentru asta. Și în cazul în care începem un bear market în momentul ăsta și prețurile astea vor scădea și mai mult, în general lumea din cauza asta va uita complet de crypto gaming. Totul va fi boring, proiectele slabe o să intre în faliment sau vor încerca să nu intre în faliment și o să accepte niște dealuri pe nimic. Acolo eu o să fiu deja foarte, foarte atent și văd o grămadă de proiecte care au ajuns în pământ oarecum. De exemplu, Heroes and Empires am cumpărat la 30 ceva de cenți am vândut la 80. Am făcut vreo 2000 de dolari. Dar acum, practic, Heroes and Empires a ajuns la 1 2 Deci a scăzut cu 98% ceva de genul. Astea sunt oportunitățile pe care eu le caut. Dacă știu proiectul și am făcut research pe el, am văzut echipa, am văzut că ei continuă să dezvolte și au user care folosesc, practic, înseamnă că prețul ăla nu este realist. Pentru că, dacă fundamentalele cresc, adică văd că oamenii muncesc în continuare, livrează din ce în ce mai mult până la varianta finală a jocului, se mărește echipa, mai deschid un birou în altă țară, mai fac vreun parteneriat cu altcineva, habar n mai vin niște investitori mari. Și când văd, practic, toate fundamentalele astea cum cresc, iar prețul scade, pentru mine e un semnal de alarmă, trebuie să fie acolo prezent. Așa am făcut și multe alte proiecte unde mi-am scos deja profiturile și le-am reinvestit în continuare. Cum? Vezi clipul meu precedent în care am explicat cum îți asigur pensia din cripto pe următorii 5 ani de zile. Și practic acolo cum îți stabilești strategia de investiție, cum stabilești care tip de investitor ești pentru că sunt 4 tipuri și alte resurse de educație și de investiții ai în descriere. Așa că noi ne auzim în clipul următor.